Psalmul 103 laudă pe Domnul așa: cerce-te îmbraci cu lumina ca și cu o haină. Așadar, Dumnezeu se poate îmbrăca în lumină sau deveni El însuși lumina așa cum a fost la schimbarea la față pe muntele Taborului. Și ce ne spune astăzi Marele Apostol Pavel? Zice așa: îmbrăcați-vă dar ca aleși al lui Dumnezeu, sfinți și prea iubiți, cu milostivirile îndurării, cu bunătate, cu smerenie, cu blândețe, cu îndelungă răbdare. Ce înțelegem din asta? Faptul că omul credincios se poate îmbrăca, adică acoperit din cap până în picioare, cu aceste veșminte ale Harului, cu aceste roade ale Duhului Sfânt. Milostivire, bunătate, smerenie, blândețe, îndelungă răbdare. Da, dar apostolul continuă așa: iar peste toate acestea îmbrăcați-vă într-o dragoste care este legătura desăvârșirii. Cum vine asta? O supracopertă, o manta suplimentară, un adaos vestimentar necesar împlinirii costumației duhovnicești? Da, dragostea le rotunjește pe toate, le împlinește, le dă sens mântuitor. Și mai spune ceva apostolul neamurilor, ceva esențial pentru noi cei de azi: fiți mulțumitori. Adică să oprim cârteala continuă, nemulțumirea de fond care zace în noi, să ne liniștim puțin în condiția noastră umană. Cu alte cuvinte, să respirăm normalitate, firesc, bună cuvință și îngăduință reciprocă. E oare chiar atât de greu?